Le-a avut foarte importante primele două meciuri sau cum păi ai zi, face? În primul rând, da, astăzi începe un nou campionat pentru toate echipele. Ne așteaptă niște partide foarte grele pentru că presiunea este destul de mare. Avem, după cum bine știți, jucăm 5 meciuri în deplasare și 4 acasă. Cred că lucrul ăsta ne dezavantajează puțin, dar sperăm să facem jocuri bune. Începe un meci la Hermoștea cu o echipă bună, dar cu care ne-am întâlnit acum nu mult timp. Și am câștigat, da. Sperăm să facem din nou o partidă foarte bună și să câștigăm, pentru că este foarte, foarte important startul. Aveți voi cel mai greu program, apropo de meciul ăsta în deplasare, dacă îți faci o analiză, că așa pare. Nu, cred că o să fie foarte echilibrat și toată lumea o să aibă meciuri grele. Nu văd o favorită care ar putea să iasă din acest play-out foarte ușor sau să aibă meciuri ușoare. Cred că o să fie niște meciuri echilibrate, niște meciuri frumoase și sperăm să nu avem probleme pe sfârșit de campionat. Ce șanse vezi la Hermoștea că ceilalți sunt nebătuți de 14 meciuri acasă? Înseamnă că trebuie să-i bată cineva atunci. Glumesc, da. O să fie o partidă echilibrată, o partidă frumoasă în care cred că și în meciuri de la noi am demonstrat amândouă echipe că jucăm un fotbal bun și sperăm să mergem acolo să scoatem un rezultat pozitiv. Nu o să meargă din amul niciodată nicăieri să joace la egal sau să... E un derby al insolvenței. Ok, Dinamo vrea să salveze la retrogradare. Hermoștea a ratat play-off-ul, dar nu poate juca în Europa. Crezi că pot fi, nu știu, ar mai fi motivație ca echipă? Pe mine nu m-a întrebat de insolvență și așa că nu știu ce să-ți răspund. Treabă conducerea, nu am treabă. Mai știu sigla ei, adică ei n-au drept de Europa. Ce ar putea motiva în play-off-ul? Ce ar putea motiva? Păi dacă pierd două, trei meciuri și cele din echipele din subsolul clasamentului câștigă, intră la baraj sau la retrogradare. Cred că asta ar trebui să fie prima motivație pentru fiecare echipă. Dacă încep foarte rău și ai ghinionul ca echipele din spate să câștige, două, trei etape, poți să fii tu în locul lor. Vestea bună este că defensiv stați extraordinar de bine, dacă trebuie să ne uităm cum ați început și acum ultimele meciuri, fără gol primit. Da, cred că asta a schimbat foarte mult în echipa noastră în ultima perioadă. Cred că arătăm mult mai bine defensiv și nu am mai încasat așa multe goluri. Și în schimb am și reușit să marcăm și să câștigăm. Am mai reușit să marcăm și în alte meciuri și nu am reușit să ducem ritmul până la sfârșit. Dar în schimb acum arătăm că o echipă mult mai matură și au și apărut rezultatele. Fanii sunt parcă mai aproape ca niciodată de voi. Iată, fi peste 3.000 suporteri la Sibiu. Da, le mulțumim fanilor. Ei au fost la cel mai înalt nivel, la fiecare meci au fost alături de noi, ne-au susținut peste tot în țară și oriunde am jucat. I-am simțit alături. Sperăm să-i facem fericiți din nou și sperăm să fie fericiți la finalul sezonului și să terminăm împreună un an care nu a fost foarte ușor. Apropo de fani, s-a amânat decizia comisiei, apropo de incidentele de la meciul cu TAS, sper cumva să nu fie surprize și să jucați cu fani la meciul cu Petrol. E o întreagă dezbatere pe ce s-a întâmplat de la partea cu fani. Nu știu să... Adică pentru voi personal, noi ne dorim să jucăm. Noi ne dorim să jucăm fiecare meci cu fani. Dar acum nu pot să comentez ce o să întâmple, pentru că nu avem de unde să știm, nici eu, nici voi. Nu cred că știți ce o să fie la comisie. Sau poate faci un apel către fani. Noi ne dorim, noi ne dorim să jucăm cu fani fiecare meci. Acum cred că au avut și, nu știu, ce s-a întâmplat sau ce a fost. Noi suntem jucători, trebuie să jucăm pe teren și doar atât. Nu putem să comentăm noi ce fac fanii sau așa. Noi dorim alături de noi să fie la fiecare meci, să ne susțină. Să-și iubească echipa. Dar vă ideea sau vă gândiți că s-ar putea întâmpla ceva similar cu ce se întâmplă la Rapid zilele astea? Legat de suporteri sau? Da, da. Aveți voi camere ascunse pe aici pe asta? Bă, nu știu nimic ca să fie pe asta. Nu știu ce să-ți răspund la această întrebare, cred că... Nu știu.
Întrebați suporteri, întrebați conducerea, nu știu dacă au acasă, dacă au ascunși sau... Peste câte etape crezi că vom ști exact echipele care vor retrograda și cele salvate? Sau crezi că va fi disputat play-out-ul ăsta până în ultimele etape, să zicem? Cred că o să fie până în ultima etapă, cum a fost și acum cu, pentru play-off. Ați văzut, în ultima etapă cred că au fost 5 echipe care s-au luptat pe două locuri, nu? Cred că așa o să fie și la lupta campionatului. Și la lupta cine o să câștige campionatul și la lupta retrogradării sau la locul 7, cine o să se lupte. Să fie emoții pentru toată lumea. Da, cred că așa ar trebui să arate un campionat, să fie suspans până la final, lumea să vină, să uite și la televizor, să fie cu... Și îți place așa cu emoții, cu suspans, să vezi tu mai repede să scapi de grijă. Acum nu putem să spunem că o să intrăm de duminică să câștigăm 7 meciuri la rând, să nu avem nicio emoție. Ne dorim, dar trebuie să fim și realiști, pentru că meciurile se joacă pe teren, ați văzut și voi că orice echipă poate să câștige cu orice echipă și în fotbal mai ales sunt surprize în fiecare meci. Cum e pentru tine în perioada asta? Au fost adus mulți jucători la mijlocul terenului, pe experiență, meci în Europa, tu ești cam mai puțin. Cum e această competiție? Da, cum ai spus și tu, este o competiție continuă. Cei care au jucat pe post cu mine au avut și niște meciuri foarte bune și atunci e normal să continue dacă echipa a câștigat și așa. Nu s-a pus problema nici la mine, nici la ceilalți colegi mei care au jucat mai puțin. Cred că pe primul loc în situația în care suntem este să salvăm echipa de la retrogradare și cred că acesta este cel mai important lucru. Nu contează că joc eu mai puțin, că joacă altul mai mult sau... Suntem în momentul în care chiar nu mai contează, nu mai primează locul meu în echipă decât ce înseamnă echipa. Da, ai auzit că s-a făcut planul pentru sezonul viitor, care sunt obiectivele voastre pentru sezonul viitor. Andrei Nicolescu a spus că play-off-ul și dacă se poate, n-am un auzit. Loc cât mai sus. N-am. A dat declarații, nu? N-am citit, n-am citit declarațiile. Da, deja s-a făcut planul, ca idee cum sună că zic se dorește la anul play-off-ul. Prima oară trebuie să se termine sezonul acesta cu bine și după să vorbim de sezonul viitor. Pentru că noi n-am terminat sezonul ăsta și vorbim de sezonul viitor. Mai ales în situația care suntem. Mulțumim!